Prim-ministrul proaspăt investit Pavel Filip a prezentat astăzi angajaților Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare noul ministru în persoana lui Eduard Grama. Evenimentul a avut loc la miezul zilei și s-a desfășurat cu ușile închise. Joi 21 ianuarie, în jurul orei 12, premierul Pavel Filip a prezentat echipei Ministerului Agriculturii pe noul ministru Eduard Grama. Despre acest eveniment, presa nu a fost anunțată. La câteva minute după încheierea ceremoniei, pe pagina oficială de Facebook a ex-ministrului Onsula, a apărut o postare cu câteva poze care conținea următorul mesaj. Vreau să mulțumesc colegilor din echipa Ministerului Agriculturii cu care, timp de aproape un an, am făcut tot posibilul pentru îmbunătățirea condițiilor de activitate a fermierilor, am asigurat securitatea alimentară a țării și am implementat cu succes o bună parte din acordul de asociere a Republicii Moldova în UE. Sănătate familiilor voastre și să știți că rămânem colegi mereu, indiferent de locul de muncă sau postul de ținut. Succes în continuare! Solicitat de AgroTV Moldova, proaspăt desemnatul ministru Eduard Grama a declarat că va dezvălui în cadrul unui interviu exclusiv amănunte ale planului de activitate în calitate de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare. Amintim că membrii noului guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Pavel Filip, au depus jurământul în cursul nopții de miercuri spre joi, la sediul președinției pe fonul protestului de la Parlament. Anterior, Parlamentul, în cadrul unei ședințe speciale, aprobase cu votul a 57 de parlamentari din totalul de 101 programul de activitate al guvernului și lista cabinetului de miniștri, în frunte cu premierul Pavel Filip.